Dintre cei 7 copii ai Ninei Lovin din comuna Colonești, județul Bacău, Mihaela a avut soarta cea mai grea. Când avea 5 ani, tatăl a decis să o lase într-un centru de plasament. După un an, mama a adus-o acasă. Mai târziu, imediat după clasa a 5-a, tot tatăl a hotărât ca Mihaela să întrerupă școala ca să aibă grijă de frații mai mici. Putea cărțile, caietele, pe foc tot. Când am născut mama pe Vale, am stat acasă, că am avut grijă de frate meu. Cu bătea și pe mama. O bătea tare, foarte tare. Tatăl a murit în urmă cu 2 ani, însă mare parte dintre problemele familiei au rămas acolo. Familia primește sprijin de la asistentul social și de la asistentul medical comunitar din proiectul UNICEF. Mihaela își pregătește frații mai mici în fiecare dimineață pentru școală și speră să revină la școală în curând. Când duce sora mea la școală, mă scol dimineața la ora 4:30, până la 5:30 plâng. Păi cum o vede pe sora mea la 5:30, că e hainele pe Mihaela va putea să meargă la școală din toamnă. Trimite acum un SMS cu textul copil la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-o pe Mihaela și pe alți copii ca ea să poată merge din nou la școală.